Salutare, prieteni, bine v-am regăsit, bine ați revenit din nou pe canalul meu la o recenzie astăzi pentru Casa Mancera. Știți că v-am prezentat cu ceva timp în urmă un Discovery set, aici este. L-am cumpărat inițial pentru soția mea. Toate parfumurile, dacă nu mă înșel, din acest set sunt parfumuri de damă, implicit cel de astăzi pe care am să recenzez. Face parte din colecția Wild. Nu știu toate parfumurile din această colecție, sunt vreo 6 bucăți la număr din ce am văzut pe site-ul celor de la Mancera. Însă parfumul de astăzi, care se numește Wild Candy, este apărut în 2015. Bineînțeles, parfumierul este Pierre Montal. Un parfum, așa cum am spus, feminin. Deci, dacă sunteți printre voi bărbați, domni, care sunteți pasionați de parfumurile mai fructate, mai florale, cu o bază de tip moscat ambrat, dar unde predomină mai degrabă un puseu floral, eu vă sugerez să încercați un pic acest parfum. Fiind un parfum de damă, sunt convins că va avea succes mai degrabă în rândul doamnelor și domnișoarelor decât în rândul domnilor, dar nu exclud ca și domnii să-l poarte. Ok, mergând mai departe cu acest parfum. Am consumat foarte mult din el. Inițial, cred că soția mea a folosit câteva pufuri, nu i-a plăcut, deci eu l-am luat aproape intact. Am consumat undeva la 90% din el. Cu siguranță transmite un vibe feminin de la o poștă, deci dacă sunteți printre voi domn care purtați acest parfum, există o vorbă, mult succes, dar acest parfum miroase a parfum de damă. Este un parfum, așa cum am explicat un pic în introducere, din categoria fructat floral, cu o bază moscat florală. Și de ce spun acest lucru? Pentru că cel puțin în deschidere am note din categoria fructată sau note gurmande, ca să le spun așa. Că discut de note citrice, cacao, nucă de cocos sau piersică. Piersică care se simte foarte bine în acest parfum. Inima parfumului este o inimă florală. Discut în mod special de ilang și de iris, plus că în parfum se mai regăsește și la modul generic flor din Tahiti. Ce-o fi acolo, n-am idee, nu știu ce semnifică acele flori din Tahiti, posibil eu știu tot felul de alte combinații florale, iar în bază am benzoină, de asemenea am ambră și mosc alb. Aceasta este compoziția parfumului. Deci nu vă așteptați la ceva foarte diferit din acest punct de vedere. Are acel iz specific unui parfum de damă foarte vesel, foarte colorat, foarte tineresc, cu toate că îl găsesc potrivit și pentru doamnele de la un 35 de ani în sus, chiar, deci nu este un parfum care să se ducă doar în zona foarte tânără a segmentului feminin. Deci este un parfum care prinde bine, consider eu, pe o largă paletă de vârste la doamne, iar la domn de asemenea mare grijă. Dacă vreți să mirosiți ca și cum ați folosit parfumul soției, puteți să-l încercați, puteți să-l purtați, e fix problema voastră, dar percepția mea este că parfumul este de damă exclusiv. Bun, mi-am aplicat, cred că și pe la încheieturile brațelor și de asemenea și aici la mână. Da, deci îmi place, trebuie să spun că acest iz pe care îl simt la aproximativ 3-4 ore de la aplicare este un iz destul de oriental, este un iz specific unor parfumuri orientale. Mă refer în special zona Indiei, pentru că regăsesc elemente și acorduri pe care le-am resimțit în parfumurile care sunt aduse din India. Se simte și o tentă pudrată, combinația, bineînțeles, mosc, iris, care se simte cel puțin la 4 ore, dar în rest există o tentă dulce care este preluată din deschidere, în mod special partea de piersică, care se combină eventual și cu nuca de cocos, care de asemenea o percep. Chiar dacă în parfum se regăsește și cacao, n-am nicio treabă. Nu știu dacă din acest ingredient sau din această notă de cacao, prea mai degrabă tenta pudrată, tenta prăfuită, care se perpetuează până către baza parfumului. Dar ca idee, nota de cacao nu o pot percepe. Deci la aproximativ 4 ore, o tendință moscat, pudrată, ușor fructată, dar cu multe puseuri florale. Acum, haideți să aplic
să rememorez un pic și deschiderea. Deschiderea este mult mai incitantă, mult mai colorată, mult mai vie. Da. În deschidere se simte mult mai bine și nota de iris. Nota de ilang miroase foarte, foarte fain în acest parfum. Plus combinația fructată, dulce, foarte apetisantă, gurmandă, chiar dinspre piersică. Această combinație piersică și cocos îmi dă senzația ușor chimică, ușor sintetică, pentru că simt ceva ușor sintetic în deschidere de asemenea. Cu un ton destul de fruct trecut de pârg, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Deci nu este un fruct copt, de exemplu o piersică foarte coaptă, zemoasă, îți vine să o mănânci, cât mai degrabă a trecut o zi, două de la momentul maxim de coacere a fructului. Miroase interesant, fac legătura din nou cu produsele cosmetice feminine, în special cremă de mâini, cremă de seară, ceva de genul ăsta, pentru că are acel vibe feminin de tip cremă, crema de corp. Miroase bine, nu pot să zic că e un parfum rău. Repet, vibe-ul oriental se simte și în deschidere, cum îl simt și în bază. Feminin, cap-coadă, deci nu are nimic de a face cu, eu știu, unisex feminin sau nu. Este parfum feminin 100%, cum se spune, original. Ok, acum pe parte de perioada optime când acest parfum îl văd în a fi purtat. Este un parfum de primăvară, parfum de vară, parfum de toamnă. Chiar dacă regăsesc în parfum benzoină, de asemenea ambră, această tendință foarte fructată, foarte luminoasă, foarte văratecă, l-ar cam face impropriu în a fi purtat pe temperaturi foarte reduse, pentru că nu este un parfum cald, cât mai degrabă un parfum revigorant, cu tendințe ușor dulci, nu cremoase, cât mai degrabă pudrate. Deci, primăvară, vară, toamnă, cu siguranță, dacă lucrezi la interior și ai o temperatură constantă, sunt absolut convins că îl poți purta pe întreaga perioada anului. Este un parfum de tip casual și semi-formal, deci nu are nimic de a face cu o ținută foarte sofisticată, foarte exclusivistă, cât mai degrabă cu o ținută de zi cu zi. Așa cum am spus, parfum feminin, vârstă, îl consider chiar de la un 25 de ani și mergând în sus. Deci, din acest punct de vedere, destul de versatil și pe partea de vârstă și pe partea de ținută. Dacă scot din ecuație sau din discuție partea de formalism sau ținută exclusivă. Acum, pe partea de prețuri, volume și concentrație. Wild Candy vine apă de parfum concentrație. Sunt două volume standard Mansera pentru parfumurile lor, respectiv pentru Wild Candy, 60 respectiv 120 de mililitri, cu prețuri între 85 și 135 de euro, dacă țin eu bine aminte din ce am văzut pe site. Mie mi-au dat niște prețuri cu virgule, erau 133, nu știu, 80 respectiv 83, ceva, rotunjesc 85 respectiv 135 de euro. Sunt convins că pe anumite site-uri, în special pe site-urile de retail române sau europene, funcție de perioadă, funcție de ofertele de sezon, acest parfum îl veți găsi la niște prețuri mult sub ceea ce recomandă cei de la Mansera. Partea de performanță pentru acest parfum, medie. Când zic medie, mă gândesc în mod special la o longevitate de aproximativ 7 ore, maxim 8 ore, mai mult nu duce, cel puțin în cazul pielii mele, cu o proiecție bună undeva la 2 ore jumate. După acest interval de 2 ore jumate, se apropie de nivelul pielii, rămâne acolo până când se stinge în acea limită de 8 ore, așa cum am spus. Dar pentru 2 ore jumate, proiectează de rupe, cum se spune, deci revin din nou la una din ideile mele, aveți grijă cât aplicați cu acest parfum. Acum că am explicat punctele importante sau partea tehnică a acestui parfum, haideți să trag și o concluzie pentru Wild Candy. 1. Este un parfum de damă, deci doamnelor, domnișoarelor, dacă vă plac parfumurile de vară, parfumurile luminoase, colorate, cu note fructate, cu note florale și cu o bază de tip ambrat, pudrat, Wild Candy este un parfum care ar merita testat. Nu știu în ce măsură vă veți regăsi în genul acesta de parfum, nu știu în ce măsură va fi pe placul vostru, dar merită încercat, în special dacă vă plac parfumurile floral-fructate. Performanță medie,
aici pentru un parfum de sezon cald să obții 8 ore. Apropo, eu l-am purtat în perioada mai rece anului. E posibil ca și acest lucru să modifice un pic comportamentul parfumului, dar hai să luăm de bună 8 ore longevitate cu proiecția de 2 ore jumate. Deci pentru un parfum de vară să obții această longevitate, consider că este decent. Prețuri în regulă, preț de raft, sunt și mai convins că la discounter veți găsi prețul și mai în regulă. Un parfum versatil, destul de abordabil și pentru segmentul tânăr de pasionat sau pasionată de parfumuri, ca și pentru segmentul mai matur de pasionat sau pasionată de parfumuri, astfel încât, din punctul meu de vedere, consider parfumul de nota 8,5. Nu este un parfum revoluționar, nu este un parfum nemai întâlnit, dar la capitolul lui consider că este decent, fără să sară calul într-o direcție prea avantgardistă sau într-o direcție prea banală sau prea desuetă. Deci nota 8,5, iar acestea fiind spuse, voi pune capăt acestui clip aici. Mi-a făcut din nou plăcere să mai testez un parfum de damă din acest Discovery Set de la Mansera. Sper că v-am făcut în mod special pe voi, doamnelor, curioase să-l testați, dacă vă place genul acesta fructat floral. Ca întotdeauna, vă mulțumesc că pe parcursul acestei recenzii m-ați urmărit, ați fost alături de mine și sper că v-am dat cât mai multe informații pentru potențial în viitor să-l testați. Iar până data viitoare, când ne vedem într-un nou clip, vă doresc tuturor toate cele bune. Dacă aveți ocazia, testați acest parfum și să ne revedem cu bine în următorul clip. Vă salut pe toți!